Bun găsit, prieteni dragi! Nu ne-am mai văzut de ceva timp aici pe YouTube, însă pe TikTok încerc zilnic să fac postări, să ies, să vorbesc despre anumite lucruri, însă pe YouTube îmi este puțin mai greu din cauza modificării videoclipurilor, pentru că trebuie să le edităm și așa mai departe, este un proces mai lung. Dar și pentru că timpul pe care l-am avut până în prezent a fost limitat oarecum, pentru că, după cum bine știți, am început să lucrez cu persoane pe partea de psihonutriție. Consilierea pe care o ofer eu reprezintă cumva implicarea mea totală alături de cei cu care lucrez și este foarte, foarte important să îmi dedic timpul meu lor. Așa că vreau să vă povestesc astăzi, practic, ce se întâmplă în cadrul unei ședințe de consiliere. Cam cum decurg lucrurile și de ce ar fi bine să apelăm la această oportunitate, la acest serviciu care ne oferă, practic, libertate. De cele mai multe ori, cuvântul acesta, libertate, este înțeles greșit. Pentru că, de cele mai multe ori, folosim cuvântul libertate în a ne face de cap, oarecum. Întâmpin în majoritatea cazurilor cu care lucrez anumite percepții greșite despre libertatea de sine, despre încrederea în sine, despre stima de sine, despre motivație, despre obiective pe care le plasăm greșit în cadrul parcursului nostru. Sunt multe, multe lucruri pe care le abordăm greșit. De aceea este foarte important să fim ghidați de o persoană care a reușit, care s-a confruntat cu ceea ce ne confruntăm noi și care a studiat în acest sens pentru a ne oferi ajutorul. Din pasiunea mea pentru ceea ce am realizat eu, pentru că povestea mea, povestea celor 60 de kilograme pierdute în mod natural, nu a fost una ușoară, a fost una cu suișuri și coborâșuri, am întâmpinat multe pe parcurs, mi-am supus organismul unor teste, am încercat de cele mai multe ori să intervin atât cu partea emoțională, cât și cea mentală, dar și fizică, implicate toate trei în totalitate. Am încercat să le corelez de fiecare dată și am încercat să repar acolo unde este o problemă, să accept acolo unde nu se poate și să devin o versiune mai bună a mea în momentul în care simțeam că nu mai pot. Este foarte important să avem alături de noi un om care să ne ofere, din experiența lui, să ne ofere sprijinul atunci când avem nevoie, să știm că găsim pe cineva cui să-i spunem ce ne doare. Bineînțeles că în cadrul ședințelor pe care le susțin, pentru că este foarte importantă confidențialitatea și pentru ca persoana din fața mea să se deschidă și să poată vorbi liber despre ce este cu adevărat supărător și ce se întâmplă, de ce sunt blocajele respective în viața sa, asigurarea din partea mea, vă dați seama că este una 100% implicată și fair play pe treaba asta, nici nu-mi permit vreodată să discut ce se întâmplă în cadrul ședințelor, însă în mare, ca idee, vreau să vă gândiți că poate vă asemănați cu unul dintre tiparele pe care lucrez și aveți nevoie și voi de acest tip de serviciu care vă poate ajuta să vă schimbați viața, pentru că majoritatea vrem să slăbim și majoritatea mă contactează, da, vreau să slăbesc, ok. Dar te-ai gândit vreodată că ar trebui să-ți schimbi stilul de viață și să-ți schimbi percepția asupra unor lucruri atunci când vrei să faci asta? Pentru că să slăbești nu este greu. Majoritatea ați încercat probabil diete, majoritatea ați ținut diete în viața asta, majoritatea ați încercat să vă schimbați anumite obiceiuri, dar n-ați reușit din cauza frustrărilor pe care le acumulați în cadrul unei diete restrictive. În momentul în care ați stagnat, v-ați dat seama că nu merge și ați abandonat efectiv orice obiectiv la care lucrați voi până atunci.
Vă dați seama de cele mai multe ori că există o problemă acolo undeva, undeva adânc implantată, poate sunt chiar lucruri sau sentimente sau emoții sau gânduri pe care le-ați dezvoltat în timpul copilăriei și le readuceți în viața de adult. Fie poate v-ați confruntat cu ceva pe parcurs, s-a întâmplat ceva. Iar noi, în cadrul ședințelor de psihonutriție, trebuie să vedem ce s-a întâmplat, de ce și cum și de când sunt lucrurile astea prezente în viața voastră. Mai apoi putem lucra, bineînțeles, și pe partea de ajustare a alimentației, pentru că o alimentație sănătoasă nu reprezintă o dietă restrictivă. Dimpotrivă, un stil de viață sănătos este amplu. Nu se referă doar la ce mâncăm, ci la cum gândim, cum vedem lucrurile, faptul că poate nu apelăm la mindful eating și facem anumite greșeli în tipul nostru de alimentație, în felul în care ne alimentăm și nu ce consumăm efectiv. Poate că ni se întâmplă ca atunci când ajungem la un rezultat, fie el și parțial, până când ajungem la linia de finish, poate mai este puțin, dar când ajungem la un rezultat parțial, începem să ne premiem. Și când ne premiem, când ne oferim cadouri, îi oferim copilului din noi cadourile respective. Însă adultul din noi trebuie să vadă cum trebuie să meargă mai departe și cum să nu se piardă printre aceste cadouri și prin bucuria ce își oferă prin cadouri. De cele mai multe ori am observat că libertatea asta de care vorbesc este oferită greșit. Mă face cumva să văd că majoritatea persoanelor cu care lucrez întâmpină problema asta. Când ajung la un rezultat, poate chiar și final, poate nu doar parțial, de aceea nu se și mențin, se întâmplă să se întoarcă cumva la vechile obiceiuri. Tocmai din cauza că nu și-au implementat un sistem de obiceiuri sănătoase în viața lor. Nu mă refer doar la cele alimentare, ci la cele comportamentale, la cele emoționale, la cele pe care le trăim alături de cei din jurul nostru, poate nu și-au găsit resursele necesare în viața lor. Sunt foarte multe cazuri și ce îmi place cel mai mult este că fiecare suntem diferiți. Suntem diferiți unul de celălalt, asta e clar. Și acesta este cel mai frumos lucru, pentru că dacă ar fi toți la fel, ar fi plictisitor, zic eu. Suntem poate antagonici uneori, însă antagonismul ăsta duce de cele mai multe ori la frumusețea unei relații parteneriale, de orice fel. Este frumos și pentru mine este o provocare ca atunci când un caracter care cunoaște foarte multe despre sine și înțelege ce se întâmplă în viața lui, dar undeva mai adânc există ceva, acel ceva care împiedică reușita totală de care este nevoie, acel caz este cel mai bun cumva pentru mine, pentru că îmi creează o provocare. Simt și vreau să ajut. Simt că pot și simt că trebuie să fac asta pentru fiecare persoană care are nevoie de mine. De aceea sunt aici. Sunt constantă în a studia mereu despre alimentație corelată cu mentalitatea față de felul în care mâncăm, ce mâncăm și așa mai departe. Însă este foarte important să lucrăm prima dată la partea noastră mental-emoțională, pentru că acolo se întâmplă ceva de fiecare dată. Și este foarte important să facem practici care să ne ajute să înțelegem despre ce este vorba, care să ne ajute să acceptăm acolo unde nu se poate și să reparăm acolo unde există o fisură. De aceea vă aștept, dragilor, în cadrul ședințelor noastre de consultanță, consiliere psihonutrițională, de dezvoltare personală, în care putem discuta orice este nevoie pentru a ajunge la rezultat și credeți-mă,
Părerea mea, după 60 de kilograme pierdute și menținere de mai bine de 2 ani jumate, este că totul începe din mintea și din sufletul nostru. Dacă mintea și sufletul nostru funcționează în așa fel încât să poată funcționa toate cele trei cu fizicul împreună, totul este ok. Însă dacă undeva ceva este șubred și nu se știe ce, decât prin discuții ample și practici pe care le facem noi, abia atunci veți reuși să faceți exact ce vreți voi cu voi. Și autocontrolul și setarea obiectivelor reale, nu cele pe care le descoperim noi și credem că acelea sunt de fapt obiectivele pe care vrem noi să le atingem, ci cele reale, acelea duc spre adevărata motivație. Vă voi ajuta să vă găsiți acele obiective de care aveți nevoie. Sunt alături de voi pe parcurs și vă aștept cu mare drag să vă înscrieți la programarea ședințelor de psihonutriție. Aveți și numărul meu de telefon pe toate rețelele sociale, dar vi-l las și aici. O să vi-l scriu și pe ecran. Sau pe e-mail puteți să-mi scrieți. Puteți să-mi scrieți oriunde, puteți să mă contactați în orice fel. Ideea este să ajungeți la mine ca să reușim să facem cele mai frumoase lucruri împreună. Vă pup, vă iubesc și sunt aici pentru voi și sunt alături de voi pe tot parcursul vostru.